Bună ziua! Stimați reprezentanți mass media, vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre și vă mulțumim pentru întreg suportul acordat pentru reflectarea în mass media a activităților de recensământ și promovarea recensământului populației locuinților 2024, activitate de anvergură națională. Aș vrea să trec în revistă principalele activități care au fost realizate recent. Cu referire la activitatea în teren, aș dori să menționez că pe parcursul săptămânii trecute au început aceste activități, în special ce țin de actualizarea clădirilor și locuințelor în teren. Astfel, recenzorii, circa 4.000 de persoane, au plecat în teren și au vizitat fiecare clădire și locuință din cadrul sectoarelor de recensământ care le revine. Această activitate în unele sectoare unde deci această actualizare a fost s-au confruntat recenzorii cu unele dificultăți mai majore a fost continuată și parcursul acestei săptămâni. După cum cunoașteți, la 8 aprilie curent a fost dat startul colectării datelor de recensământ, deci în baza chestionarilor de recensământ. Deci s-au scurs 4 zile și dorim să vă informăm despre rezultatele activității în cadrul acestor zile scurse din această săptămână. Deci, conform datelor provizorii, la finele zilei de ieri, 11 aprilie, a fost recenzate circa 65.000 locuințe. Deci ne referim la locuințele în care au fost vizitate și în care locuiesc deci persoane care au oferit răspunsuri la întrebările de recensământ. Deci, în total, circa pentru 127.000 persoane au fost completate chestionarul de recensământ în aceste 65.000 de locuințe. Atenționez că numărul populației recenzate se referă nu doar la populația cu rezidență obișnuită, adică persoanele care de regulă, de obicei, locuiesc deci într-o localitate sau alta și pe teritoriul Republicii Moldova, dar poate să includă și persoanele care nu se referă la populație cu rezidență obișnuită, deși ele sunt și vor fi incluse în populația recenzată. Și apoi, deja la etapa de prelucrare a datelor, se va determina care din populația recenzată se va referi la populația cu rezidență obișnuită și care nu. Vorbim despre derularea activităților. Țin să menționez că, în linii mari, lucrările se desfășoară în modul stabilit. Clar că, ca de la început, orice început deci, presupune careva deci, provocări, în special cei ce țin de lansarea activităților. Vorbind despre recensământul populației locuinților 2024, el presupune integrarea a mai multor metode și tehnologii noi, inclusiv vorbind despre sistemul geografic informațional care este utilizat la localizarea deci, locuinților, a clădirilor. Și clar că, în acest caz, suntem dependenți de calitatea deci, hărților satelitare, suntem dependenți, de asemenea, de conexiune internet. De asemenea, dacă vorbim noi despre utilizarea tabletelor, care, de asemenea, este o noutate în cadrul recensământului din 2024, presupune deci, abilități de utilizarea tabletei și, în cazul dat, la începutul acestui exercițiu, este evident că au fost unele dificultăți pentru unele persoane pentru a se abonui mai bine aceste dispozitive. Deci, vorbind despre unele reacții care au apărut în presă privitor la organizarea recensământului, privitor la chestionarea de recensământ, ar dori să mă refer la unele din ele. Vorbind despre chestionarul de recensământ, țin să menționez că însăși procesul de
elaborarea chestionarilor. Deci, discuțiile asupra acestora au fost lansate în decembrie 2022. Deci a fost o serie de consultări publice și asupra subiectelor de recensământ, variabilul de recensământ și, în final, asupra însăși a chestionarului de recensământ. Deci, chestionarul de recensământ astfel a fost consultat cu societatea civilă, cu instituțiile interesate, a fost sute de propuneri și comentarii asupra acestor chestionare care au parvenit în adresa Biroului Național de Statistică. Unele din ele a fost posibil de ținut cont la definitivarea chestionarilor, altele nu a fost posibil, ținând cont de faptul că chestionarul nu poate fi extins la nesfârșit. Deci, la elaborarea chestionarilor și la definitivarea lor, s-a ținut cont astfel atât de prevederi legii 231 privitor la recensământul populației locuinților, care determină lista subiectelor, lista domeniilor care fac parte, trebuie să fie incluse în chestionarul de recensământ, s-a ținut cont de recomandările internaționale în domeniu, s-a ținut cont de chestionarii din 2004, din 2014, chestionarii din cadrul recensământului precedent. Întrucât vorbim despre recensământ, trebuie să fie asigurată comparabilitatea și internațională și temporală a datelor. Deci datele, ca să ai posibilitatea să le compari, ai nevoie ca datele să le găsească deci, pe parcursul realizării recensământilor. Și deci, în cea mai mare parte, chestionarul de recensământ, el corespunde conținutului care a fost în trecut. Marele avantaj a chestionarilor care sunt utilizate în cadrul recensământ 2024 constituie faptul că sunt utilizate chestionare digitale, deci în format digital, chestionare electronice. Această modalitate oferă posibilitate ca interviul să fie mai eficient și timpul de culegere informației să fie mai restrâns. Luăm în considerație faptul că la unele întrebări care sunt relevante pentru unele persoane, nu sunt relevante pentru alte persoane. De exemplu, persoanele care au domiciliat în aceeași localitate, pe parcursul întregii vieți, locuiesc în localitatea de Baștină, la momentul recensământului, în cazul ăsta, numărul de întrebări adresate va fi mult mai mic decât în cazul când persoana și-a modificat, și-a schimbat locul de domiciliu, de exemplu, parcursul anului 2023. Sau persoanele care au avut călătorii peste cotare pentru o perioadă mai îndelungată, vor fi careva întrebări de precizare spre deosebire de persoane care nu au călătorit peste cotare. Adică, în acest mod, acest chestionar electronic oferă posibilitatea de a utiliza pasajele, trecerile de la o întrebare la alta, în dependență de o situație sau alta a persoanei care răspund întrebare. Deci, au apărut careva întrebări privitor la momentul de referință a recensământului. Aici tot, în cadrul recensământului din 2024 nu s-a inventat ceva nou. Deci, modalitatea de a fixa un punct în timp, vorbind despre recensământ, este una nu doar practicată, dar este necesară. Deci, recensământul oferă o imagine în timp, la un punct anumit. Deci, punctul acesta anumit este începutul zilei, primei zile de recenzare. Deci, conform legii 231, de semne este menționat că momentul de referință a recensământului este ora 00 a datei de început a recensământului. În cazul recensământului din 2024, conform hotărârii de guvern 69 din anul acesta, perioada de recenzare este 8 aprilie 7 iulie, respectiv momentul de referință este 8 aprilie ora 00. Deci, pentru simplitate, se mai utilizează, pentru claritate, că este vorba de noaptea între zilele 7 și 8 aprilie. Deoarece perioada de colectare a datelor este de circa 3 luni, în unele cazuri, în chestionar, se mai repetă referirea aceasta la data de referință. Doar pentru a atrage atenția persoanelor că este vorba anume de acest punct
de această zi și nu de data de ziua interviului. Toată persoana poate să înțeleagă că se referă întrebarea la data când persoana este intervievată. Luând în considerație că perioada de 3 luni, în unele cazuri este complicat. Ca să evităm situațiile când persoana întreabă, dar spuneți-vă, aveți în vedere care dată? Data când s-a început recensământul sau data când dumneavoastră mă intervievați? Pentru a minimiza și numărul de întrebări și pentru claritate, deci în unele cazuri acest moment de referință este repetat. Doar pentru claritate. E clar că vorbim despre perioada de referință, în cazul unor indicatori, este utilizat săptămâna precedentă până la interviu. De exemplu, dacă noi studiem, deci variabile, colectăm date privind variabile despre piața muncii. În cazul dat se adresează întrebări privind faptul dacă persoana a activat sau nu, deci a avut careva ocupație în săptămâna precedentă, până la interviu. Deci, de ce sunt utilizate în temei aceste două, deci, perioade date de referință și, deci, vreau să reiterez faptul că aceeași modalitate a fost utilizată și în cadrul recensământului din 2014 și în cadrul recensământului din 2004. Nu este nimic nou. Vorbim despre populație cu rezidență obișnuită, vorbim despre obiectul recenzării, obiectele recenzării au rămas aceleași. Clădirile, locuințele, deci persoanele cu rezidență obișnuită, populație cu rezidență obișnuită. Deci, vorbind despre alte întrebări care au apărut în cadrul deci discuțiilor pe în mediul online, dacă participarea la recensământ este obligatorie sau nu, da, conform legii, ea este legii cu la recensământ, ea este obligatorie. Deci, noi ne dorim, toți ne dorim date calitative, date exacte, privitor la situația demografică, socială, economică. Aceste date nu pot fi generate, obținute, dacă nu participă la acest exercițiu fiecare persoană, fiecare locuință, fiecare clădire. Deci, asta este scopul nostru. Deci, scopul nostru de a ne face datoria corect. Și, deci, marea rugăminte și îndemnarea a noastră este ca să fie, deci, populație cooperantă, deschisă și să ofere date exacte despre sine, despre locuință. Au apărut careva întrebări de genul că datele privitor la venituri care sunt în chestionar vor fi utilizate în careva scopuri fiscale, etc. În primul rând, chestionarul nu conține nicio informație privitor la venituri. Deci, aceste date, ele lipsesc pur și simplu din chestionar. Deci, noi nu avem potențial, posibilitate să oferim aceste date. Dar, ce este mult mai important, că conform legii cu privire la statistică oficială, legea 93 din 2017, cadrul general care determină activitatea statistică, atât și conform legii 231 cu privire la recensamentele populației locuințelor, datele colectate în cadrul recensamentului sunt strict confidențiale și sunt protejate prin lege. Deci, conform legii, Biroul Național de Statistică, deci personalul care este antrenat în activitate de culegerea datelor, nu este în drept ca datele acestea să le furnizeze sau să le dea sau să permită acces cărora alte persoane. Nu importă. Autorități publice, persoane fizice, persoane juridice. Deci, în toate cazurile, acest acces la datele personale, la date individuale din chestionar, sunt interzise. Și, de ce este important să se cunoască faptul că, din dată ce chestionarul este finalizat, recenzorul adresează întrebarea gospodării persoanei intervievate. Dacă mai sunt careva persoane care nu au fost cumva declarate sau dacă sunt necesare careva ajustări la chestionar, dacă între timp persoana ar dori să-și modifice, să-și ajusteze careva din informațiile furnizate. Și din dată ce persoana spune că confirmă, deci nu are ceva de completat, deci în cazul ăsta chestionarul se salvează și se transmite la serverul central în mod criptat, în mod securizat. Deci, aceste procedee și această modalitate anume este implementată pentru a asigura
atât confidențialitate, cât și deci protecția datelor cu caracter personal. Vorbind despre informații cu privire la dificultățile în viața de zi cu zi, am mai stănit careva întrebări. Sunt 4 întrebări care se referă la dificultăți care se confruntă eventual, deci persoanele în viața de zi cu zi, dificultăți de auz, de văz, de mișcare, de memorare, de concentrare. În cadrul recensământul din 2014, aceste întrebări au fost parte a chestionarului. Mai mult ca atât, acolo au fost nu 4 întrebări de genul ăsta, au fost 7 întrebări. Deci, în cadrul recensământului de probă, noi am încercat cele 7 întrebări. Și apoi, după recensământul de probă, am avut așa opțiune ca aceste întrebări în genere să fie excluse. Dar în discuțiile cu reprezentanții organizațiilor persoanelor cu dizabilități, am fost convinși și noi, deci și colegii noștri, de faptul că aceste informații sunt foarte importante pentru țară. Sunt importante pentru ca societatea să cunoască mai bine. Dacă sunt persoane, adică câte persoane sunt care se confruntă cu careva dificultăți și care este gravitatea dificultăților care se confruntă aceste persoane. Deci, nu este ceva nou. Deci, datele sunt colectate, deci sunt indicatori care sunt recomandați de către așa numitul Washington Group. Acolo se referă aceste recomandări la 7 deci, tipuri de dizabilități. Încă o dată, mă repet, noi ne-am limitat la 4 care ar fi mai frecvente. Plus aceasta, deci, în chestionar a fost inclus, de exemplu, întrebări ce sunt de existența, de disponibilitatea rampei de acces. Tot din aceste considerente, ca să cunoaștem mai bine, să cunoască societatea mai bine. În ce măsură persoanele cu dizabilități au condițiile necesare pentru a accesa deci clădirea, locuința sa, luând în considerație existența sau nu a căilor, a rampei, de exemplu, în cazul dacă sunt dificultăți de mișcare. Deci, vorbind despre chestionare, țin să menționez că pentru a asigura o cât mai largă incluziune a persoanelor care locuiesc pe teritoriul țărișoarei noastre, deci, în premieră, chestionarele de recensământ au fost traduse și sunt disponibile în 6 limbi. Deci, în afară de română, rusă, este limba găgăuză, ucraineană, bulgară, deci romani. Deci, în aceste 6 limbi sunt nu doar disponibile chestionarele de recensământ, dar și materialele promoționale. Ele sunt disponibile pe site, ele sunt disponibile pentru persoanele pentru care o limbă sau alta, deci este mai potrivite pentru a înțelege întrebări din chestionar și pentru a oferi informația cât mai corectă și cât mai exactă. Vorbind despre numărul telefon al respondentului, deci întrebarea aceasta este una pentru a asigura un contact cu gospodărie, inclusiv în cazul pentru a verifica datele, dacă într-adevăr a fost vizitată de recenzor sau nu a fost vizitată de recenzor. Pentru a stabili un contact ulterior, inclusiv de a solicita opinie privitor la modul în care recenzarea s-a decurs, dacă sunt careva obiecții, dacă sunt careva sugestii, pentru a ține cont de opinie, deci, respondenților. În cazul în care recenzorul nu găsește pe nimeni acasă, se lasă o înștiințare. Anume, se lasă această înștiințare pentru ca să asigure contact cu fiecare gospodărie. Deci, perioada de colectare a datelor în cadrul recensământului din 2024 este de 3 luni. Această perioadă a fost determinată din mai multe considerente. Deci, în primul rând, numărul de recenzori este mai mic, deci acești recenzori a fost posibilitatea de a-i instrui mai bine, pe de o parte. Pe de altă parte, și costurile aferente instruirilor, procurării tabletelor, de asemenea, sunt minimizate. Pentru a nu, deci a avea niște costuri cât mai mici. Deci, în afară de aceasta, în perioada aceasta de 3 luni, deci probabilitatea că persoana va fi
găsită acasă, dar nu va fi undeva peste hotare, este mult mai mare. În aceste trei luni sperăm că mare majoritatea persoanelor a locuitorilor, deci chiar dacă sunt mobile, se vor regăsi. Dar în cazul dacă persoana nu este găsită acasă, sunt membrii gospodăriilor care vor declara datele despre gospodărie. Deci, ținem să menționăm că dacă sunt careva întrebări, temeri, deci persoane doresc să clarifice careva chestiuni, îi îndemnăm ca să adreseze la Biroul Național de Statistică, fie prin intermediul linii vers 0800-824, fie prin adresarea unui mesaj la datele de contact și de BNS disponibile pe site-ul BNS. Deci ne referim la Molstat, aronstatistica.gov.media. Deci, vorbind despre confidențialitate, m-am referit. Mai sunt careva întrebări dacă sunt datele în registre administrative. De ce se mai repetă în recensământ? Și dacă în genere recensământul, pentru ce se realizează dacă sunt datele în societate administrative? Aici sunt câteva momente importante. În primul rând, recensământul oferă informația de facto. Registrele administrative, de regulă, includ informații de iure. Vorbim despre exemplu despre registrul imobiliar, bunurilor imobile. Acolo se regăsesc proprietățile unei sau alte persoane înregistrate la cadastru. Deci în cazul când persoana are drept de proprietate asupra acestor bunuri. În cadrul cesământului nu ne interesează dacă persoana are drept de proprietate asupra bunului sau închiriază acest bun. Pe noi ne interesează în ce condiții locuiește persoana dată. Este o întrebare doar, la general vorbind, dacă asta e cu titlul de proprietate sau închirie sau alt gen. Doar informativ ca să știm și deci care este proporția persoanelor care locuiesc în apartamentele lor sau casele lor și care închiriază, doar din considerente acestea. Deci, alt aspect. Deci, și ține și de aceasta, registrele administrative fiind bazate pe datele oficiale, datele care țin de documentarea populației, reflectă situația anume în baza acestor documente. De exemplu, persoana X, dacă are viza de reședință în Sângerei, de exemplu, dar locuiește, de exemplu, la Bălți, deci ea se va regăsi în datele, registrele administrative, la Sângerei, unde și are viza de reședință. Pe noi, adică noi, situația de facto, ca atare, poate fi altă. De ce în cadrul cesământului noi adresăm întrebarea unde efectiv, de fapt, o persoană locuiește. Deci, acestea sunt doar câteva din exemple care dă explicație la faptul că datele administrative nu sunt întocmai potrivite pentru datele de cesământ. Plus, aceasta sunt o serie de indicatori, de informații, care nu se găsesc în registrele administrative. Că, de exemplu, informații pe toată etnie, limba maternă sau vorbită de obicei, religie. A apărut întrebarea privitor la etnie sau naționalitate. Dacă e același lucru și care este diferența și de ce se solicită sau este inclusă în chestionar întrebarea privitor la altă etnie, a doua etnie. Deci, chestionarea de cesământ a fost întocmită într-așa mod, ca ele să fie pe înțelesul majorității populației. Chiar dacă unii termeni care sunt folosiți, ei ar fi, spunem așa, de presus. De exemplu, cazul etniei și naționalității. Într-adevăr, aceste două noțiuni, ele în fond, ele sunt diferite. Deci, în cazul când se colichează informații despre etnie, se are în vedere anume apartenența etnică. Despre naționalitate se menționează doar persoanelor care poate mai puțin cunosc noțiunea de etnie. Și deci, tradițional, deci în trecut, multe persoane știu că în loc de etnie, utilizau noțiunea de naționalitate. Poate asta ține și de întrebare și de traducere din rusă. Este și altă întrebare pe toată cetățenii. Adică sunt trei întrebări, adică practic două întrebări. Una de etnie, pentru unele persoane mai clar este vorba de naționalitate, dar aici e clar că noi ne referim la apartenența etnică, nu ne referim la cetățenii. Deci, de ce a apărut întrebarea, a doua întrebare privitor la
o etnie, dacă persoana dorește să o declare. Deci au fost multiple adresări în adresa Biroul Național de Statistică. Atât din partea minorităților naționale, din partea organizațiilor obștiesc, din partea partenerilor de dezvoltare. Sunt și o serie de acte, deci adoptate la nivel internațional, care menționează faptul că deci, datele privitor la etnie e necesar de deci metodologia lor și modalitatea de colectare și modalitatea de generare a datelor și însă și disponibilitatea datelor trebuie să fie deci, îmbunătățită. Anume, dând curs la aceste solicitări și sunt cont de faptul de că, într-adevăr, vorbind despre țara noastră, cu deci, varietatea de etnii, reprezentanțe diferitor etnii, sunt multiple familii mixte, în care este dificil, în unele cazuri, să se fie declarată o singură etnie. Și atunci, în cazul familiilor mixte, persoanele care nu se asociază doar cu o etnie, dar cu două, poate declara două etnie. Deci, declararea a unei a două etnii nu este deloc deci, obligatorie. Doar persoana, dacă dorește să o declare, face lucrul ăsta. Deci, în fond, aceste întrebări care aș fi vrut să mă refer, în caz dacă sunt și alte întrebări, rog să le adresez și putem să le discutăm în cadrul acestei și aceste întrebări. Bună, de-am început dacă ați putea să ne spuneți, dacă sunt vreo privire la orata refuzului în această săptămână de răspunde la întrebările noastre. Mulțumesc mult pentru întrebare și îngrijorarea care o aveți, citând de refuzuri. Din fericire, deci numărul refuzurilor nu este mare, deci și sperăm și în continuare, deci majoritatea covârșitoare a populației răspunde la întrebări, este deschisă pentru a oferi informații și lucrul ăsta ne bucură și ne încurajează. Și sper inclusiv și discuțiile de astăzi și informarea mai bună a societății va curma undeva și terenul pentru cei care încă sunt sceptici pentru prezentarea informației. Dar la zi, numărul refuzurilor este marginal. Cifra este sub 1%, sigur, 0,3% și... Deci, într-adevăr, este o valoare marginală. La moment, sper că și viitor va fi la fel. O altă întrebare, referitor la unde ați fost în noaptea de 17 aprilie. Dacă recenzorul ajunge la persoană, de exemplu, în luna iulie, de unde a putea ține minte persoana, unde a fost și care a fost motivul absenței din urmă? În fond, motivul absenței, nu să reștem. Deci, noi vorbim despre faptul că localitățile publice locale, deci și societatea, dorește cu exactitate să cunoască populația cu ședință obișnuită într-o localitate sau alta. După cum a arătat și recensământul de probă, recensământul din 2014, pentru a obține cu exactitate informația necesară pentru a determina aceste informații, sunt necesare deci, o serie de întrebări. Dar, concret, vorbind despre întrebarea aceasta, dacă persoana nu și-a schimbat domiciliul, în cazul ăsta întrebarea nu este complicată. În cazul dacă nu știe cu exactitate, deci spune rișind din ceea ce ține minte. Dar sunt și alte întrebări care vor ajuta să determinăm mai exact deci, reședința persoanei. De exemplu, sunt frecvente sau nu, dar cazurile când persoane domiciliază de obicei într-o localitate, dar se deplasează la muncă, fie la Chișinău, fie la Bălți, fie în alte localități. Și în cazul ăsta, chiar persoana poate să nu țină minte unde anume a fost. A fost acasă sau a fost la apartamentul care îl închiriază sau la rude, unde domiciliază. Lucrul ăsta se va depista pe parcursul răspunsului la alte întrebări. Și dacă persoana într-adevăr vă spune că cea mai mare parte a locuit, de exemplu, la Leușeni, dar are și
o altă adresă la care locuiește din când în când sau temporar, spunem la Hâncești, unde activează. În cazul dat, deci reședința de obișnuită a persoanei va fi la Liușeni. Adică, deci, sunt o serie de alte întrebări care ne oferă posibilitate mai exact să determinăm reședința obișnuită. Chiar dacă la careva întrebare, răspunsul nu va fi întocmai corect. Detalii. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare, n-am abordat acest aspect. Deci, în total sunt trei chestionare de recensământ. Primul ține de clădire, deci locuință și gospodărie. Deci este unul, spunem așa, numărul unu. Al doilea chestionar care ține de persoană, așa l-am numit noi trei P. Deci, ele se adresează la toate gospodăriile, deci individuale. În cazul dacă sunt persoane care locuiesc fie în cămin, spunem, da? În cazul dat vor fi utilizate aceste chestionare privind spațiul colectiv de locuit. Doar dacă persoana, spunem așa, în clădirea destinată pentru cămin, deci vor locui gospodării, deci familii, deci în cazul dat, pentru aceste gospodării se va completa chestionarul 1 și 3. Dar doar în cazul când nu se referă aceste întrebări, nu se referă la persoane care formează gospodării, se va adresa, deci, acest chestionar numărul 2, privitor la clădirea care se referă la spațiul colectiv de locuit. Aici ne referim și la cazarme, aici vorbim și de închisori, aici noi vorbim despre cămine, unde locuiesc, de regulă, deci, temporar sau pentru o perioadă determinată persoane. Deci, 2 cele, chestionarul acesta este adresat doar pentru cei care locuiesc în spațiul colectiv de locuit, nu se adresează restul persoanelor. Au trecut 4 zile, ce dificultăți se întâmplă recenzori și ce îndemn aveți pentru? Deci, vorbind despre dificultăți, mai sus am menționat despre faptul că în cadrul recensământ se utilizează o serie de tehnologii care sunt și complementare și dependente. Vorbim, de exemplu, despre hărțile satelitare. În unele cazuri, ele nu sunt întocmai deci, exacte. Deci, în cazul acesta, generează careva dificultăți la personal de recensământ atunci când localizează o clădire sau alta. În acest caz, persoanele se adresează la personalul de suport, GIS sau IT, de cadrul biroului, și ia, sigur, ceva din timp pentru actualizarea hărților. De asemenea, vorbind despre primele zile, clar că după instruirea este un lucru, activitatea practică răspunde o activitate puțin diversă și deci cu atât mai mult primele interviuri care au fost adresate au fost de o bună lecție pentru majoritatea recenzorilor și au decurs puțin mai greu. Dar deja majoritatea recenzorilor deja sunt cât de cât deja obișnuiți și au intrat în activitatea de bază. Sunt cazuri când unii recenzori, deci confruntându-se cu dificultățile care sunt sau având careva deci probleme familiare, poate să apară careva între timp, abandonează și sunt înlocuiți cu alte persoane care sunt din rezerva care a fost pregătită. În unele cazuri sunt și cazurile când sunt angajate noi persoane chiar și deci realizăm instruirile adăugător pentru a asigura bună pregătire a recenzorilor. Deci sunt dificultăți, dar ne străduim deci fiecare caz în parte să-l soluționăm în modul cel mai potrivit. Trebuie să primească recenzorul în casă sau poate fi intervievat în curte sau în oricare altă? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea aceasta. Ținem cont de faptul că recenzorul este o persoană, este un om care trebuie să viziteze mai multe case,
Asta presupune și un efort fizic. Și atunci când persoana îi ia oferit recenzorului un scaun, ca persoana să fie mai comod să completeze chestionarul, va fi un lucru foarte bun și vă îndemnăm. Asta nu este obligatoriu. Deci nu este obligatoriu ca persoana să fie invitată în casă. Interviul poate fi oferit dacă e casă pământ, în o gradă. Dacă persoana dorește, poate fi invitată în casă, în tindă sau în loc unde ar fi comod de colectat datele. Vorbim despre apartament, fiecare persoană decide unde să fie oferit interviul. Noi doar am încurajat ca să fie create niște condiții minime ca recenzorul să se simtă comod și să colecteze informațiile și să introducă pe tabletă. Deci, în mod eficient și, deci, comoditate. Paula Bijar de la Jurnal Direct. Ați menționat că sunt protejate datele, dacă puteți să vă spuneți cum datele personale și confidențialitate participanților sunt protejate și ce măsuri sunt luate pentru a asigura securitatea acestor date. Vă mulțumesc pentru întrebare. La momentul când interviul este finalizat, deci chestionarul se salvează, datele se criptează și se transmit la server central. La momentul și transmiterea aceasta este de asemenea securizată, se transmite pe cloud-ul guvernamental. Deci aici ne asistă colegii de la STISC, deci și le mulțumim foarte mult. Deci, ulterior, aceste măsuri, de asemenea, vor fi aplicate. Deci, în procesul de producție, aceste date vor parveni în formă pseudonimizată. Deci, datele, aceleași IDNP, deci va fi înlocuit cu un cod statistic. Și în cadrul prelucrării datelor, adică de personalul Biroului Național Statistică, personalul nu va putea vedea această informație referă la o persoană X sau Y, deoarece datele de identificare vor fi excluse, înlocuite cu pseudonimizare. Deci, în acel și plus, deci, ulterior, după ce datele sunt prelucrate, este elaborată varianta deja clean, în baza ei se vor genera tabele de ieșire. Și datele vor fi prezentate atât pe total țară, cât și în profil teritorial, inclusiv la nivel de suprafețe mici de un kilometru pătrat. Și atunci când se generează aceste date, ne îngrijim de faptul ca să fie date cel puțin pentru 3 unități și nu fie posibil de a identifica careva persoană din aceste, de pe aceste arii mici sau aceste, deci, nivele de dezagregare care vor fi utilizate. Adică, protecția, confidențialitatea datelor, deci, pe întreg parcursul de la colectare până la diseminare, va fi cu strictețe, deci, respectat. Dacă nu mai sunt întrebări, vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră, pentru faptul că ați manifestat interesul de a discuta pe problemele ce sunt de recensământ, pentru faptul că dumneavoastră, deci, ajutați să informăm corect și din surse sigure, deci, populația. Vreau să vă rog, dacă pe parcurs aveți careva alte întrebări, vă rugăm să ne adresați. Noi vom continua informarea regulată a dumneavoastră și a populației prin intermediul dumneavoastră, privitor la lucrările de recensământ. Vreau să mulțumesc, de asemenea, recenzorilor personal de recensământ care realizează lucrări de locușare, de colectare a datelor și aș dori să îndemn populația să fie deschisă, să ofere posibilitatea recenzorilor de a colecta informații, deci corecte, complete despre fiecare persoană, despre fiecare om și fiecare casă. Vă mulțumesc și contăm și în continuare pe suportul, susținerea mass-mediei, a persoanelor, organizațiilor non-guvernamentale
a tuturor partenerilor, deoarece este o cauză comună și sperăm să avem rezultatul scontat, mult așteptat, râvnit, împreună parteneriat cu dumneavoastră. Mulțumesc!